Stai! Lasă-mă pe mine primul! Oh, nimic nu se compară cu niște materiale pentru pictură! Abia mă pot abține! Îmi vine inspirația! Vezi ce văd și eu? Nu! Atunci stai și privește! O să încep cu niște alb pe alb. Nu-l vezi încă, nu? Chiar nu înțeleg! Asta m-ar putea ajuta! Wow! Creta pare imensă! Dar tot nu văd nimic! Și pentru mine? Of! Dar stai! Nu am nevoie de astea! Pa, pa! Acum să vină culoarea! Ceea ce e menit să fie o să apară! Aproape gata! Aha! Hei! Ha? Impresionat! Eu îl numesc culori! Interesant! Serios! Vrei să-l vezi pe al meu? Acum sigur îl poți vedea! Ce isteț! Cum ai făcut asta? E mai simplu decât îți imaginezi! Desenează subiectul tabloului tău cu creta albă pe foaie albă. Alegeți prima culoare și aplică-o pe un burete. Următoarea culoare, te rog! Când arată așa, întinde-l pe pagină! Vezi cum creta respinge culoarea? Și ești gata! Așa de simplu și totuși genial! Ce urmează? Un cub Rubik! N-o să fie ușor de desenat! Am o riglă și un creion! Știu! Pot folosi rigla pentru a trasa mai multe linii drepte! Unghiurile astea creează un model 3D! Ce face Nick? Cum a făcut un desen așa interesant? Doar a întors foaia? E puțin mai complicat! Dacă fac și niște umbre, va arăta foarte dinamic! Vezi? Creionul mă ajută să creez contrast! E aproape gata! Și acum? O să-i adaug niște umbre foarte ușoare! Abia se văd! Umbra asta o să-l facă să iasă în evidență! Așa! Cum a făcut asta? Iese din pagină! Ce tare! Ești gata să ne jucăm? Așa! Atenție! Vreau și eu să încerc! Ia uite! Ce-i asta? Se mișcă! Wow! Bravo, Nick! Parcă vin spre mine! Ia să mă apropii mai mult! Uite! E pusă pe treabă! Ha! Uite ce de culori zburătoare! Ai amețit? Încă o dată! Și gata! Ah! Oh, nu! Ce e? M-ai murdărit pe față? Parcă ar fi un machiaj abstract! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Fetelor, sunteți pregătite pentru asta? Airpodurile alea sunt uriașe! Hei! Nu-i corect! Deci eu trebuie să desenez cu ăsta? Abia pot să-l apuc! E ridicol! Eu sunt gata! E perfect! E timpul pentru mic sabotaj! Sau să-l numim săpunaj! Încearcă să desenez pe chestia asta acum! O să încep din mijloc! Ce ciudat! E ceva în neregulă cu creionul ăsta? Habar n-am! Dubios! A expirat timpul! Încă un minut!
Am spus că timpul a expirat! Arătați-mi ce aveți! Ok! Arată-ne desenul tău atunci, Jennifer! E ok, dar văd că ai adus săpun! Ceea ce înseamnă că ești descalificată! Tu erai! Nu pot să cred că ai făcut asta! Cât tupeu! Măcar e curat! Se pare că Ashley primește căștile! Pot să cred! Sunetul e grozav! Mă întreb ce urmează. Provocarea cu numărul 2 este să desenați dragostea. O să fie grozav! Sunt super pregătită! E timpul să folosesc 3 instrumente de desenat deodată. Le am pe toate 3 și pot desena 3 linii deodată. Acum să luăm un creion și să hașurăm în zona asta de sus. E iar timpul ca bețișorul să uniformizeze. Oh, da! Arată grozav! Cum să desenez o inimă? Ah, știu! Nu, nu va merge. Poate dacă... Nu, nici asta nu o să meargă. Ah, stai! O să cer ajutorul! Noroc că am cu mine acest buton de ajutor. O să-l apăs și aștept ajutorul. Oh, da! O să meargă! Bun, artistule chic! Te rog, desenează-mi provocarea! Provocarea de acum este să desenăm o inimă. Oh, da, văd. E simplu. O inimă e conceptul dragostei. Vom scrie cuvântul așa pe hârtie. Acum partea următoare. Un cerc aici și un alt cerc aici. Acum vom transforma asta într-o capodoperă. Fiecare linie devine o mână. Nu uita să adaugi brațele. Acum desenezi spițe în cercuri ca într-o roată. Și evident, avem nevoie și de corpuri. Și de păr ca să fie super deosebit. Să nu uităm de restul hainelor, cum ar fi fustele lor. Și de picioarele lor. Acum e timpul să le decorăm hainele. Și voilà, ai dragoste pe foaia ta! Wow, bravo, bravo, mersi! Cu plăcere! Acum trebuie să mă întorc la treabă! Ce? Nu-i corect! Lucrarea lui Annie e uimitoare! Cred că am nevoie de ajutor ca să o fac pe-a mea și mai bună! Oh, abia aștept să văd cine vine! Doamne, e incredibil! Billie Eilish a venit să mă ajute! Da, eu sunt! Bună! Sunt cea mai mare fana ta! Ok, drăguț, să te ajut! Chiar e Billie Eilish? Nu se poate! Chiar e ea! Pe bune! Poftim, am plecat! Nu pot să cred că a fost chiar Billie Eilish! Da, nu-i așa? Uimitor! E timpul să ne prezentăm lucrările! Stai! Doar mi-a dat autograful ei? E fantastic! Cel mai tare desen din lume! Oh, Billie Eilish! 10 plus pentru tine, Madison! Oh, foarte frumos concept al iubirii Annie!